Servus sau bună ziua și bine m-am regăsit. Dacă doriți să participați la această conferință, vă rog frumos să facem puțin repede. Mulțumesc organizatorilor pentru această invitație. Sunt Barbu Constantin, președintele, se aude în spate? Sunt Barbu Constantin, președintele Asociației Științifice Plasma România. Suntem un ONG care aplică tehnologii moderne, tehnologii spațiale sau tehnologii avansate, sau tehnologiile luminii. Aplicăm tehnologia spațială a Fundației Keshe, adică tehnologie magnetică gravitațională. Sunt în sală prezenți colegii de-ai noștri, pentru că noi formăm grupuri de studii. Cunoașterea este liberă din 2015 și s-au format din tehnologia lui Tesla, s-a dus mai departe această tehnologie și s-a dat mai departe. În fiecare joi de la ora 10 sunt workshop-uri și vă puteți conecta cu această tehnologie liberă. Cunoașterea este liberă, ca să o faceți trebuie să plătiți. Trebuie să plătiți, adică niște materiale, cupru, sodă caustică, foc. Deci vi se pun la dispoziție foarte multe tehnologii care sunt aplicate în domenii ca sănătate, agricultură, transport, energie sau transport spațial. Eu sunt implicat în această tehnologie din 2014. Din 2016 s-au format în România grupuri de studii în mai multe orașe, sau cum s-au format în România, s-au format și în alte țări. Avem acces la o bază de cunoaștere care ne va ajuta să nu mai plătim nimic, sănătatea să se transforme în dispozitive foarte ușor de făcut la costuri relativ mici. Tehnologia este învățată de 8 ani, 10 ani de zile de copii, pensionari, nu contează ce nivel de pregătire aveți. Este explicată și este realizată cu elemente simple și practic reușim să unificăm practic ceea ce se cunoaște deja. Adică în jurul nostru există energie și noi facem această legătură între partea spirituală și partea fizică sau partea fizicalității, cum spunem noi. Ca să facem această legătură, studiem tehnologia magnetică gravitațională, adică studiem practic energia divină care vine în stare și noi o captăm în stare de gaze nano. O gaze nano care sunt promovate și sunt descoperite și sunt patentate la nivel european de domnul Keshe, care este iranian și care a descoperit, jucându-se cu o tehnologie nucleară, deci vorbim de o tehnologie nucleară, pe care o fac gospodinele. Domnul Keshe a brevetat un sistem de zbor magnetic gravitațional. Eu sunt implicat și în programul de zbor spațial al Institutului Spațial al Fundației Keshe, care are mai multe sedii. Unul cel mai aproape de noi este la Linz, în Austria. Și dacă doriți să participați în programe spațiale de plecări pe Lună, pe Marte, sau să intrați în simulatoare, așa cum am intrat și eu, să vă pregătiți, la nivel de suflet, în primul rând, este nevoie să accesați site-ul Fundației Keshe, unde se pun la dispoziție programe de sănătate pentru cei care sunteți doctori, medici. Puteți să intrați, să învățați tehnologie spațială aplicată în întreg universul. Această tehnologie a mai fost adusă pe Pământ în civilizații anterioare. Acum ține de noi cum o păstrăm și cum o trimitem mai departe. Tocmai de aceea noi organizăm workshop-uri gratuite de ani de zile. Suntem o asociație științifică destul de recunoscută și destul de urmărită la nivel internațional, pentru că descoperim foarte multe lucruri, iar suntem foarte altruiști și dăm mai departe. Astfel am învățat, sunt foarte mulți colegi din Sibiu, avem un grup de studii în Sibiu, sunt și colegi din Brașov, și am învățat să dăm mai departe această tehnologie, nu ținem nimic pentru noi. Toată tehnologia se face cu ajutorul cuprului, cuprul este slăbiciunea noastră, Tesla ne-a obișnuit că pe un fir de cupru noi avem curent, adică avem conductor. Cu tehnologia Keshe este mult mai ușor pentru că folosim soda caustică și cupru, noi practic carbonizăm cupru, el devine negru, atunci se destransformă în superconductor și superizolator. În momentele în care cupru devine superizolator, absorbe câmpuri magnetice gravitaționale pe care domnul Keshe le definește și noi le definim ca câmpuri plasmatice, câmpuri care ne oferă energie sau ne dau energie. Și noi gândim în termen de magnetic și gravitațional. Ce înseamnă asta? Când învârtim în ceai, avem un sens magnetic. Când și dăm energie acelui element, când învârtim antiorar, înseamnă că scoatem energia care este în exces. Dacă vă simțiți, aveți o mână rece sau sunteți reci, înseamnă că aveți o energie magnetică.
Adică când strănutăm, iese ceva din noi, adică oferim ceva. Asta înseamnă energie magnetică. Dacă sunteți calzi, înseamnă că absorbiți foarte multă energie din mediul înconjurător. 30 de minute sau 24 de minute sunt foarte puține. Noi de-abia am venit de la un retreat în Nucet, la Biohouse, unde s-au realizat și o casă plasmatică geom de odezic, pentru că avem aplicații în foarte multe domenii și acum intrăm în zona de construcții, pentru că începem să formăm și comunități holistice. Casele noastre, casele viitorului, nu doar că o să ne susțină și o să ne adăpostească, dar o să ne hrănească cu energie. Iar lucrurile acestea sunt învățate de oameni, aceasta este procesul de nanoacoperire în care se pune sodă caustică într-o cutie, sau ne jucăm cu focul, cum spunem cu copiii, pictăm cu focul. Și în funcție de culorile pe care le avem pe cupru, în funcție de intensitatea puterii de ardere a cuprului, noi realizăm foarte simplu în casă, în bucătării, sunt mii de oameni, am învățat mii de oameni, milioane de oameni la nivel planetar, să facă gansuri. Iar acest nanomaterial noi îl folosim să, într-o apă cu sare, într-un proces de electroliză puțin mai avansat, folosim nanomateriale de cupru alături de zinc, plasă zincată, alt cupru și producem aceste gansuri. Ce este gans? Gaz în stare nanosolidă. Adică este o nouă stare a materiei descoperită care conține și gaz, și solid, și lichid. Nu e nici a șaptea, nici a șasea, este doar o nouă stare. Deci o stare primordială din care se fac absolut orice. Noi acum am învățat și domnul Cheș a eliberat această cunoaștere ca noi să înțelegem că printr-un proces foarte simplu de s-a dus în spate, nu? Da. Două secunde când dăm în față. Aici este foarte multă cunoaștere în această prezentare, iar acesta este domnul Cheș care prezintă. Este iranian, Fundația Cheș este condusă de o româncă, avem chiar și o parte de televiziune și o să vedeți foarte multe programe educaționale, sunt deja pe net aceste evenimente, aceste workshop-uri, se țin și în limba română și puteți să vă faceți, noi ce învățăm oamenii să, practic, să-și dezvolte sisteme de sănătate sau de alimentație, pentru că acesta este subiectul acestei întâlniri. Toate lucrurile acestea se fac prin intenție și cu cât intenția este mai pură, cu atât puteți să produceți gansuri, adică această substanță care se depune și să o folosiți în foarte multe aplicații. Practic, corpul nostru este creat, cum învățăm noi la tehnologia spațială, când ne ducem la mare sau stăm la soare, corpul nostru primește atacuri energetice de diferite intensități. Soarele nostru vedem că ne negrește, da? Asta se întâmplă și cu cuprul. Noi tot ce facem replicăm, practic, starea noastră. Și atunci, dacă stăm la soare, noi, practic, ne negrim. Asta se întâmplă cu nanomaterialul. Devenim superconductori. Practic, elevăm starea cuprului. După ce noi înțelegem că corpul nostru este format din nanomaterial și noi nu respirăm doar pe gură, noi absorbim 80% din informație și energie prin toți porii noștri, la toată pielea, 20% sunt elementele pe care noi suntem atașați să le mâncăm, adică să ucidem în continuare alte entități. Noi le spunem entități verticale sau entități orizontale, adică animale care merg sau plante care cresc. Nu este absolut nicio diferență între proteina animală și proteina vegetală. Una vorbește și pe cealaltă nu o auzim. Și plantele vorbesc și plantele râd cu noi. Și noi ce avem în interiorul nostru, din această înțelegere, deci prima dată învățați o nanotehnologie care aceasta era secret în anii 50-60. Deci vorbim de o nouă paradigmă de gândire. Cei care nu studiază și nu sunt deschiși către știința plasmatică vor rămâne foarte mult cu picioarele pe pământ, vor rămâne în fizicalitate. Noi vorbim despre câmpuri. În președintele nostru, Traian Dinorel Stăpciurescu, președintele onorific al asociației, acum 2 ani, în timpul pandemiei a fost invitat la Congresul Mondial al Sănătății în China, de terapii alternative, unde colaborând, luând informații din știința plasmei Cheș, vorbim de plasmă, vorbim de starea naturală și starea primordială a orice. Adică vorbim de raze magnetice, nu vorbim de plasmă ionizată. Ca să facem o diferență. Putem să vorbim de neutron, dacă vă e mai ușor așa. Dar este denumită generic plasmă. Nu este vorba de plasma la televizor sau plasmă ionizată. Domnul Traian Stănciulescu, care studiază semiobiofotonică și scrie de 30 de ani despre semiobiofotonică, noi aveam o lipsă la nivel științific. Aveam partea magnetică de la Tesla,
Și domnul Traian Stănciulescu ne povestea de semiobiofotonică, adică de fotonii noștri. Noi emitem lumină. Și nu aveam partea gravitațională. Și atunci domnul Cheș vine și completează. Magneticul este doar un câmp. Doi magneți se pot atrage, doi magneți se pot respinge. Avem magnetic, avem gravitațional și după aceea se formează din diferite interacțiuni și diferite intensități și din diferite alte raze cosmice, apare la manifestare molecule, apar atomi, apare corpul nostru. Corpul nostru înăuntru, ca să se îmbolnăvească, două secunde, corpul nostru, când se îmbolnăvește, secretul pe care noi îl învățăm la tehnologie spațială, pentru că eu vreau să plec în spațiu, o să mă întâlnesc cu mult mai mulți virus, intensități, radiații și alte lucruri. Și atunci domnul Cheș ne spune în felul următor. Corpul nostru este format din nanomaterial, care absorbe, este un burete de câmpuri și o oglindă în același timp. Dacă n-ai nevoie, nu te atacă nimeni. Nu există ceva mai puternic ca și corpul uman. Că sunt radiații 5G, 8G, noi suntem la 9G cu această tehnologie. Dar radiația nu este toxică pentru noi. Iar dacă voi credeți că 5G-ul vă afectează, vă afectează mintea voastră. Nu vă afectează acea radiație, vă afectează informația. Corpul nostru, care este cât 8 bombe atomice, nu poate să fie afectat de o antenă. Dar ideea că voi vă lăsați afectat, asta creează, bineînțeles, deschiderea și atunci ați deschis. Și după aceea o să aveți nevoie de fel și fel de dispozitive, pentru că credeți că sunteți accesați de alte energii. Și atunci este foarte ușor. Ori ne echilibrăm mental, emoțional, colaborăm, cum spunem noi, cu Dumnezeu, cu Creatorul, cu Sursa, cum vreți să-i spuneți voi, sau începem să ne uităm în exterior și să facem fel și fel de dispozitive, terapii și alte lucruri. Și atunci, întotdeauna avem de ales fiecare. Sunt colegi care sunt în fizicalitate, sunt colegi care sunt în partea de câmpuri. Văd energiile acestor dispozitive. Și atunci mereu avem de ales. Noi vrem să trecem cu toții la o paradigmă de gândire unde totul este posibil. Având această tehnologie pe mână, ține foarte mult de noi cum implementăm această tehnologie, cum respectăm această tehnologie. În interiorul corpului nostru, deci noi ca să ne formăm ca umani aici, sufletul nostru e manifestat în creier, inima noi îi spunem sufletul fizicalității. Când sufletul vine să se întrupeze, a hotărât prin contract cum s-a stabilit, vine să se întrupeze aici. Noi suntem o licărire divină. Din elementele constitutive care se găsesc aici, din inerție, noi ne formăm două mâini, două picioare. Dar dacă noi călătorim la nivel de suflet pe altă planetă, unde există mai mult deuteriu, mai mult tritiu, mai mult hidrogen, acolo poate apar cu șase mâini și două picioare. Deci, cumva, compoziția formei noastre divine este dată de elementele constitutive. Domnul Cheș ne-a oferit posibilitatea ca noi să absorbim din atmosferă, deci energia, ci energia prana, este arată așa. Energia care vine de la soare arată așa, fructul ăsta portocaliu. Noi avem aici carbon și oxigen, deci ca să trăim ce avem noi nevoie? Carbon, oxigen, hidrogen și nitrogen îi spunem. Noi în tehnologia noastră îi spunem sare neiodată. Primul element care ne lipsește și ne îmbolnăvim este sarea neiodată. Dacă nu avem sare neiodată la un nivel echilibrat în corpul nostru, pierdem carbonul, pierdem oxigenul, pierdem hidrogenul. Noi suntem 90%, ne spune domnul Cheș, noi suntem 90% apă. Bun. Dacă noi suntem 90% apă, ce înseamnă apa? Oxigen, îl avem aici, plus hidrogen, îl avem aici. Și atunci noi ce facem? Luăm de aici energie și o facem sub formă de astfel de substanțe. Iar noi astfel de substanțe, noi folosim nu substanța, noi folosim apa de deasupra, care îi spunem apă plasmatică. Substanța în sine devine baterie pentru apă plasmatică și ține cam 4 generații. Odată făcut acest gaz, și facem în bucătării, facem pe balcon, oamenii au învățat, copiii au învățat și replicăm, practic, carbon, oxigen, hidrogen în sare neiodată. Pentru că noi în aceste reactoare, se numesc, să nu vă sperie, aceste vocabularul nostru, acestea sunt câmpurile. Noi când băgăm nanomaterialul, noi putem să băgăm nanomaterialul într-o baie cu sare sau pot să țin nanomaterialul afară. O să fac într-o cutie, într-o sticlă de plastic, într-o pungă, într-un borcan. Deci nu suntem doar așa puteți să faceți. Putem să facem o placă de cupru, o sârmă de cupru, orice e cupru, putem să facem nano. Noi putem să facem nano și aur, putem să facem, copiem practic prin aceste proceduri alchimice, dacă vreți, sau dacă nu vreți alchimice, sunt tehnice magnetice și tehnologie magnetică gravitațională. Poate în trecut, acum două generații, erau alchimii. Noi am învățat, și asta învață colegii noștri, să copiem energia și informația absolut tot ce vrem noi. Mai am 15 minute.
În aceste reactoare noi practic absorbim energie. Noi dacă lângă acest reactor care produce carbon și oxigen, într-o stare non-toxică, atenție, deci noi tot ce producem este non-toxic. Avem recomandări de sănătate, avem recomandări de nutriție. Cum să folosim, când nu să folosim. Noi putem să facem aceste gaze nano, de aur, de diamante, și atunci noi nu mai suntem atașați să mai purtăm fel și fel de mărgele de altă informație. De ce suntem atașați să ne punem pe lângă noi fel și fel de informații? Pentru că avem o rezonanță cu acel element. E, noi acel element, nu doar că îl punem în acest reactor, dar noi putem să facem alte aplicații în care corpul nostru energetic va primi în fiecare zi acea informație. Casa noastră noi putem să facem cu frecvența aurului, diamant, iridium, elemente rare. Tot ce vedeți pe masa de pietre semiprețioase, tot ce vedeți pe pământ, noi facem ganz din brânză, putem să facem ganz din țuică, putem să facem ganz pentru adicții din tutun. Și în felul acesta noi practic primim informația, pentru că noi lucrăm prin carbon, oxigen și zinc. Noi când facem gansul de CO2 și zinc, noi nu mai putem să ne îmbolnăvim decât dacă, bineînțeles, sufletul nostru vrea să aibă această experiență. Deci întotdeauna 80-90 din probleme, să zicem, din situațiile noastre de sănătate sunt cauzate de starea noastră emoțională. Cum rezolvăm noi starea noastră emoțională? Noi rezolvăm starea emoțională cu două furtune. Ne facem două furtune de-astea sau un furtun mai mare, ne punem pe cap și atunci sufletul va primi acea informație și inima și mintea noastră va preda, practic, energia sufletului nostru. Pentru că noi nu lăsăm sufletul să se manifeste. Asta e problema noastră. Și atunci cu CO2 și zinc, noi ne punem în casă, ne stropim, ne punem în creme, pulverizăm casa, pulverizăm mașina. Avem foarte multe beneficii în urma acestor patru gansuri de bază pe care noi le facem. Unele lucrează pe decontaminare, una lucrează pe alcalinizare, una lucrează pe zona emoțională neuronală și pe aceea mai facem gansuri speciale. Ce sunt gansurile speciale? Sunt aceste gansuri de care noi v-am zis, de aur, de diferite metale, pentru că noi avem nevoie de carbon, oxigen, hidrogen și stareină iodată, dar noi mai avem nevoie de mici elemente, cam 2%. Mai am nevoie de niște vitamine, minerale, oligoelemente. Iar eu dacă am acest dispozitiv, care e dispozitiv, o să-l pun pe mână, pe picior, e multifuncțional, pun o apă aici. Apa asta, am un pahar cu apă, să zic că ăsta e, am paharul cu apă și deasupra paharului cu apă pun o banană. Las de dimineață până seara sau pun pastilele mele, tratamentul meu, iar eu nu mai beau, nu mai sunt atașat de fizicalitatea tratamentului meu, eu iau la nivel energetic. Adică beau în fiecare zi apa aia care... Și atunci facem transmutări, se numesc, ale elementelor care ne sunt nouă benefice. În starea de gans totul ne este benefic. Dacă stați și studiați partea Asma România, partea de sănătate, o să vedeți foarte multe... Noi ne ocupăm și cu tehnologie biofotonică, mergem și pe mai departe cu tehnologie eterică. Bineînțeles, având tehnologie spațială, nu vă gândiți că nu avem contact și cu alte rase care ne trimit mai multe informații. Despre asta o să vorbesc puțin. Aveți aici nanotehnologia, cum să învățați. Aveți gansul, cum să învățați. Noi practic putem să facem și replicăm absolut orice. Sângele nostru, uitați-l, noi putem să facem practic gansul de hemoglobină. Practic sângele nostru arată așa. Deci este un reactor în care avem o bobină nano de cupru, avem o tablă de zinc, poate să fie, și punem un cui ruginit. Rugina aia care cade este practic hemoglobina. Toate lucrurile astea noi le facem deja și sunt rezultate uimitoare în zona de sănătate și alimentație. Noi am mers mai departe, colaborând, bineînțeles, colaborând cu Tatăl Divin. Noi am început colegii noștri care facem channeling, adică comunicăm cu alte entități, noi am început să primim informații și să cerem, practic, informații cum să realizăm un sistem care ne poate hrăni, un sistem care ne poate da energie și s-a lucrat un an de zile și s-au donat bani, pentru că noi nu cerem, noi nu facem, toate lucrurile astea le facem liber și cine vrea să ne susțină pe diferite proiecte, atunci s-au pus la dispoziție conturile asociației. În județul Prahova există această antenă care a fost primit ca și proiect de Tatăl Divin. Tatăl Divin, practic, prin noi, pentru că avem cunoaștere, avem misiunea, practic, a sufletului și alți colegi au misiunea de a ne susține, s-a manifestat această antenă care are la bază tehnologia cache și alte elemente. Iar noi, având această antenă, am început să... Nu am primit doar antena, am primit și dispozitivele care... captăm această energie de la această antenă. Se numesc magravuri. Noi le spunem mini magravuri pentru că am preluat
un dispozitiv mai micuț decât ceea ce domnul Cheș ne oferă. Uitați-l acolo, este casoletă, dar aici avem două casolete pentru că ne-am dus mai departe cu inovațiile și am creat un sistem în care noi ne putem reduce consumul de energie pentru că ne-am ocupat de lucrul acesta. Acesta este sistemul de conexiune. Nu conectez nimic în priză. Deci doar prin câmpuri magnetice și gravitaționale cu ceea ce vine de la antenă, noi în casele noastre s-au produs astfel de sute de dispozitive prin colegii noștri în grupurile noastre de studii, pentru că noi am dat mai departe această cunoaștere. Voi o să ziceți că e un fel de free energy. Noi am văzut reduceri de consum de curent de la 20, 30, 50% pe consumator, nu știu, s-au redus 86 de kW. Dar pe lângă acest aspect, acesta este un aspect pe care pe noi nu suntem prinși așa de mult. Colegii noștri care sunt în fizicalitate vor să vadă reduceri de curent. Ce se întâmplă când avem un astfel de dispozitiv? Noi am creat o rețea. Rețeaua asta a creat un dom plasmatic deasupra României. Practic, să nu vă mai faceți care lucrează deasupra României, ne-au fost oferite aceste dispozitive, această tehnologie de domnul Cheș. Noi am creat un dom plasmatic deasupra României prin sute astfel de dispozitive care au creat un dom până la nivelul ionosferei. Iar noi facem aceste întâlniri pe Telegram, avem meditații, ne conectăm cu persoanele care lucrează în domeniul în domeniu, care sunt la nivel sufletesc. Dispozitivele astea ce mai fac? Ne dau foarte multă sănătate. Oamenii care testează aceste dispozitive ne-au dat foarte mult testimoniale că se schimbă atmosfera în casă. Practic, noi se face ca o navă spațială, avem câmpuri magnetice și gravitaționale. Noi, de exemplu, avem în casă o temperatură între 21-24 de grade, iar navara. Deci este constant. Asta se întâmplă și nava spațială. Sănătatea noastră, oamenii s-au echilibrat emoțional. La lucru, oamenii care se certau, colegii între ei, la fel. De ce? Pentru că plasma întotdeauna vrea să creeze echilibru. Iar persoanele care lucrează și în câmpuri, văd câmpuri, atunci se întâmplă lucruri mai interesante. Noi de la acest dispozitiv mini facem și acesta, acum testăm acest dispozitiv Tesla Micromagrav, în care două dispozitive ajungem să le facem așa, sub formele astea drăguțe și simple, pentru că așa trebuie să vă introducem în această tehnologie. O să vedeți mai încolo, peste un an, doi, alte forme, probabil. Aceste dispozitive sunt extraordinar de puternice pentru că se conectează cu aceste dispozitive, Minimagrav. Iar pentru partea de sănătate, s-au făcut aceste dispozitive care lucrează doar pe sănătate și nutriție. Nu avem acest beneficiu al reducerii de curent. Deci sunt portabile, sunt colegi de-ai noștri care le poartă în rucsac, se plimbă cu ele în mașină peste tot. Și partea portabilă micro, care în premieră o scoatem acum, este această formă. Măsurate, scanate, dau foarte multă energie pentru că sunteți conectați la toată rețeaua noastră energetică care este conectată cu antena. Gândiți-vă că toate lucrurile astea sunt date pentru România și de aici pleacă foarte multă cunoaștere către alte țări. Proiectele astea sunt ale noastre și noi încercăm să conectăm cât mai mulți oameni pentru că scopul nostru este să evoluăm, iar această evoluție vine momentan și prin această cunoaștere liberă, prin tehnologie. Cine este interesat să colaborăm sub diferite proiecte, că e în sănătate, agricultură, mediu, transport, energie, avem o gamă foarte mare, avem rezultate uimitoare, noi vă predăm această cunoaștere și voi, în ceea ce faceți, sper să aveți rezultate. Este colega noastră care a prezentat mai devreme, colega noastră Gioconda cu Access Bars, care face aceste dispozitive, da? Deci uitați ce diferență este. Avem un grup de studii, sunt mai mulți colegi pe aici împrăștiați, care am avut un spațiu la dispoziție, o cameră unde se fac astfel de dispozitive, am predat mai mult, asta se întâmplă de obicei. În Brașov există un apartament unde s-a pus la dispoziție și oamenii vin acolo. Deci asta este forma în care noi putem să venim cu mai multă cunoaștere pentru voi, ca voi să nu mai plătiți nimic, voi să aveți sănătate, voi să aveți alimentație și bineînțeles și agricultura acolo este cu totul altceva, pentru că aceste aceste gansuri se folosesc în multe domenii. Și nu le folosiți decât apa aceasta plasmatică, nu folosiți substanța în sine. La nivel mondial lucrurile stau foarte interesant. Noi ținem și posturi. De 21 de zile ținem posturi fără apă. Colegii noștri, stând în aceste câmpuri plasmatice, ne susține mai bine. O să vedeți în viitor apropiat comunități holistice, pentru că având așa de multă cunoaștere, am dat în stânga și în dreapta, dar noi vrem să ne strângem toți aceștia, să zicem noi, extraterestri. Vrem să ne strângem în zone, în spații, unde avem toate lucrurile bine organizate. Pentru că avem energie, avem sănătate, avem agricultură, toate lucrurile sunt în buzunarul nostru.
Dar am conectat așa de mulți oameni și foarte mulți oameni au rezultate. Noi nu cerem nimic, noi nu am venit să vă vindem absolut nimica, dar o să aveți acces la, practic, scurtăturile către o viață în care noi spunem, și Domnul Cheș asta ne învață, un copac crește din câmpuri, primește apă, voi de ce nu faceți lucrul ăsta? Un copac trăiește mii de ani, voi de ce nu faceți lucrul ăsta? Scopul nostru nu este doar să facem această tehnologie, pentru că această tehnologie o să facem acum pentru că avem mici afecțiuni. Scopul nostru este să ne conectăm din nou cu frații noștri și cei care am venit aici, facem lucrul ăsta, facem acest pod, pentru că în 2, 3, 4, 5 ani o să vedeți conexiuni cu frații noștri, dar asta o să le facem în comunități. În comunități unde îi pot să vină. Nu vin cu navele, vin cu mașina. Pentru că noi suntem printre voi. Da? Dar lucrul ăsta o să fie mai susținut. În România suntem foarte mulți care facem în comparație cu Bulgaria sau în comparație cu Ucraina sau cu Republica Moldova. Și chiar dacă suntem 5 ca mine, noi 5 ca mine, noi am schimbat foarte multe pentru că ne duce capul și noi nu ținem nimic pentru noi. Suntem foarte altruiști. Și așa am învățat să dăm mai departe. Colegii noștri asta au învățat să dea mai departe. Dar trebuie să respectați, bineînțeles, ceea ce am primit, pentru că ceea ce am primit poate aveți și voi drept divin pentru aceste lucruri, nu doar noi. Și atunci o să vedeți că ușor, ușor nu o să mai dați foarte mulți bani pe nimic, pentru că noi am creat și o rețea și avem o intenție de a nano-acoperi practic toate rețeaua de apă, rețeaua electrică și rețeaua de gaze, pentru că noi vedem efecte și la gaze. Electricitatea, gazul, apa este practic o rază magnetică. Ce facem noi cu aceste dispozitive? Accelerăm acea rază magnetică și noi nu mai ajungem să consumăm așa mult. În primele 2-3 luni sănătatea noastră se echilibrează. În 3-4-5 luni de zile casa voastră devine plasmatică. Asta înseamnă că orice fruct, asta vedem, se plasmatizează casa și orice fruct care are pesticide, măsurat cu pesticida în piață, pus în casă, casa voastră este plină de câmpuri. Și noi vedem că sunt efecte asupra pesticidelor. Bineînțeles, noi avem și cu gansuri, avem foarte multe aplicații pe decontaminare până la nivel radioactiv. Orice bombă nucleară, orice s-ar întâmpla, noi avem soluții. Asta încercăm să prezentăm, asta încearcă și domnul Cheș să prezinte. Aveți site-ul Fundației Cheș pentru program de educație privat. Dacă sunteți doctor medic, ne-am bucurat pentru că noi nu avem acces la partea privată. Ca să colaborăm, noi fiind cercetători sau căutători de cunoaștere, așa ne numim, noi având, știm să fac ce tehnologia, nu avem acces la gansurile avansate, pentru că noi putem să avem acces la gansuri avansate ca deuteriu, tritium și hidrogen. Programul spațial și tot ce vreți să găsiți se pot comanda direct din site-ul fundației. Acestea sunt navele spațiale, sunt pregătite. Toate lucrurile sunt pregătite pe următorii 50 ani. Nu mai o să vă îmbolnăviți doar dacă vreți să vă îmbolnăviți. Unitățile MAGRAV pe care noi le avem, Fundația Cheș le face oficial, dar costă între 5.000-3.000 de euro. Există sisteme de sănătate de la distanță pe care le puteți comanda cu 3.000-4.000-8.000. Există programul de testare pe Marte și pe Lună și există deja program spațial pregătit. Acestea sunt shuttle-urile. Pentru nava mamă, atunci mai trebuie să trecem de aceste teste, care se fac 20 de teste. Eu abia am reușit să trec de unul și singurul impediment este sunt banii. Acum este un program în care dacă am 10.000 de euro, intru în programul spațial să plec pe Lună, să avem și noi un reprezentant, dar momentan asociația nu are 10.000 de euro să ofere acești bani, așa că rămân în țară și încerc să vă ofer cât mai mult. Aceste gansuri noi le putem folosi în tablouri. Când facem tablouri, noi pictăm cu gansurile acestea, aveți câmpuri plasmatice de la un perete la altul, ne pictăm casa, ne recondiționăm casa, patul, saltele, noi facem și îmbrăcăminte plasmatică. Nu știu, există o gamă foarte largă. Când o să învățați tehnologia, așa cum au învățat-o colegii noștri, se învață destul de ușor, o să vedeți foarte multe lucruri. Acestea sunt creoane de durere care se fac foarte ușor, din cupru pus la sodă caustică, pui pe zona reflexo și prin câmpuri. Pentru că dacă avem o tumoare, este un câmp magnetic în exces. Și atunci eu vin cu, creez o zonă cu câmp gravitațional. Și atunci absorb acel magnetism până la nivel de echilibru. Sănătatea este uluitoare. Noi am trecut, ca să trecem în partea spațială, eu trebuie să învăț sănătate, agricultură, mediu, transport și energie. Și acum sunt la domeniul energiei, unde se pare că anul ăsta cu colegi, care nu știu poate la fel de mine, nici eu nu știu multe lucruri, dar cel puțin ne-am dat seama de principiile pe care noi putem să le folosim, principiile
de manifestare universale. Magnetic gravitațional, și de aici începe joaca cu alte câmpuri, raze și alte denumiri cuantice, biofotonice, sunt doar niște energii divine. În speranța că a fost totul interesant, mulțumesc că ați participat activ la această Am simțit energia și vă mulțumesc și să vă mulțumesc.